Salutare, dragilor! În această recenzie video aș vrea să vă vorbesc despre o carte care mie mi-a plăcut extraordinar de mult și pe care o recomand tuturor. Indiferent dacă au trecut de prima tinerețe, de a doua tinerețe, poți să ai și 80 de ani dacă îți place să citești, eu chiar îți recomand această carte pentru că te va ajuta să te simți mai tânăr și îți va da acea doză de energie pe care cu siguranță toți o căutăm. Este vorba de volumul 3 din seria Audrey Rose. De data aceasta vorbim despre Houdini și marea lui evadare. Ne întâlnim cu unul dintre cei mai mari iluzioniști și escape artists din istoria noastră. Cu siguranță nu există persoană care să nu fie auzit de Houdini. Doar că de data aceasta, sincer, eu nu știam că Houdini poate să fie trecut în dreptul oamenilor răi, așa cum ne-a învățat Carrie dinainte de Jack Spintecătorul și chiar și de Dracula. Dar aici, într-adevăr, este trecut Houdini. La prima vedere, când vezi acest titlu, ai impresia că acesta face ceva rău sau el este criminalul sau, nu știu, se implică într-un fel în crimele care vor avea loc în carte. Evident, nu o să vă spun, o să vă las să citiți voi acest lucru, doar vă pot spune că, da, într-adevăr, Harry Houdini este prezent aici. Contextul este puțin schimbat față de contextul istoric, care poate unii dintre voi știți deja și așa privește evoluția lui și viața lui în general, dar este prezent. Este prezent și vă invit să-l descoperiți aici într-un nou context, puțin mai vulnerabil, dar pot să vă zic că s-a simțit în elementul lui acest Harry Houdini de care toată lumea știe. Trecând la altă idee, vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte mult volumul 3 din Audrey Rose. Acum eu sunt o super extra mega fană și spun acest lucru de fiecare dată, pentru că m-a cucerit această fată de 19 ani cu personalitatea ei și cu modul ei atât de inteligent și de tăios în care rezolvă toate misterele. M-am îndrăgostit și de Thomas. Și evident, nu ai cum să nu te îndrăgostești de Thomas atunci când îi citești toate replicile ironice, dar extrem de inteligente și de haioase. De data aceasta, ei nu mai sunt într-un context familiar cum s-a întâmplat în volumul 2 în România. Acum ei călătoresc spre New York, spre Statele Unite și se află într-o navă de croazieră. Evident, ei se așteptau că o să se relaxeze, că totul o să fie extraordinar după problemele pe care le-au avut în România cu Dracula și cu Prințul Moștenitor. Evident, nu va fi așa, pentru că evident, unde se duc ei fiecare dată atrag cazuri și lucruri misterioase. La bordul navei o să înceapă să aibă loc tot felul de crime înfricoșătoare care au legătură cu programul pe care echipa de circ îl face în fiecare seară pentru călătorii navei respective. Vreau să vă spun că Audrey cu unchiul ei și cu Thomas călătoresc la clasa 1. Și programele care erau făcute acolo erau spre a amuza, pe lângă faptul că mâncau foarte bine și călătoreau în condiții de lux. Dar în fiecare seară, după ce echipa de circ își termina numărul, o crimă avea loc. Astfel că Audrey și cu Thomas a trebuit să facă din nou echipă, a trebuit să-și dea seama exact cine a făcut aceste fapte. Doar că aici o să fie puțin complicat, pentru că momentul în care inima îți spune ceva, dar mintea spune altceva, nu prea știi pe cine să asculți. Și aici, din punct de vedere personajului nostru principal, o să vedeți că o să fie o problemă și un conflict. Pentru că ea se va apropia de un anumit personaj din echipa de circ și va fi destul de greu să gândească 100% ca un medic legist și ca un detectiv și să lase anumite îndoiele o parte. Cam atât cu acțiunea. Eu pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, acest volum este cel mai matur, pentru că aici vedem
o nouă Audrey, o Audrey mult mai matură și o Audrey care încearcă să renunțe la rigori și la tradiții și să se descopere. Aici este foarte important pentru că ea întotdeauna, deși noi o știm că nu este o fată tradițională și nu respectă în tocmai tradițiile vremii respective, totuși gândirea și modul în care a fost educată o făceau să aibă o anumită gândire. Dar aici va încerca să lase 100% îndoielile și să trăiască și să vadă într-adevăr ce stil de viață îi se potrivește mai mult. Evident, va fi și Thomas lângă ea, care îi va da o libertate deplină. Acest lucru mi-a plăcut foarte mult, pentru că nu a constrâns-o, nu a încercat să o convingă de anumite lucruri, a lăsat-o pe ea singură să-și dea seama ce își dorește. Și dacă ea își dorea altceva, el era gata să dea la o parte, lucru care mi s-a părut extraordinar. Și, nu știu cum să zic, pare clișeic, dar în momentul în care iubești foarte mult o anumită persoană, trebuie să te gândești neapărat la fericirea persoanei respective, nu doar la fericirea ta. Este o lecție de viață, este o carte foarte matură, o carte foarte dinamică, cu multe crime și multe autopsii, mult mai multe decât înainte, dar care mie mi-a plăcut extraordinar de mult și abia aștept volumul 4, deși am început să-l citesc în engleză, pentru că eu nu suport să-l aștept până în iulie, când se va lansa la Leda, dar vă invit să citiți seria, să o descoperiți pe Audrey și vă asigur că o să vă placă la nebunie și lectură plăcută vă doresc!